Avem un sihastru, acolo în cantul la inimii mei am un sihastru, un părinte care părinte Ștefan, care slujește și la Sfântul Altar câteodată pe săptămână. Vine și slujește din pădure acolo. Acolo locuiește. Nu am voie să vă arăt locul și că se legă de el. Nu, vrem să-l... Și nu vreau să vă spun. Vreau doar să ne confirmați pentru că... Da, avem sihastru, avem. Și mai avem și aici, avem și... Și mai și de mai la vale, tinere care stau în peșteră sub pământ. În peșteră? Sub pământ, femei? Da, viață sub pământ, da. Care noi, pe ca pădurare, altcineva nu are trecere decât noi, care oamenii pădurii găsim, dăm pe așa ceva. Și dumneavoastră și le duceți mâncare? Și, nu, și noi și, bineînțeles, cu cine poate să ajute. Cine are bună voință. Și cum le duceți mâncare chiar la gura peșterii sau o lăsați undeva într-un loc? Nu, că asta pentru noi ca pădurare nu se ferește din noi, că doar noi suntem oameni și noi și credem și noi în Dumnezeu. Dacă ducem, aducem în doar la mașină, duc acolo, îi pun, chem sau câteodată îmi întâlnesc, mă duc în mașină, duce acolo. Da. Trăiește viața asta sihastră, da. Adică viața asta tare, cum să vă spun, ceva tragic. Ceva care e cu totul deslipit de lumea asta, care ne desfătăm noi și vedem acolo, nu vedem nimic, aia se roagă numai lui Dumnezeu. Dar mai sunt pusnici? Mai sunt și acum. De unde s-au întâlnit doi pădurari cu doi pusnici, bărbele până la Brâu, la Muntele Comori, eu știu unde din Comori, de la Hangul, în Colosul Buhamnița. Și eu întrebam părintele, de unde sunteți? De unde ne-au dus mila Dumnezeu? Avem nevoie de ceva? De mila Dumnezeu? Nu a spus mai mult. Nu a spus unde stau. Mai sunt pusnici acum. La care e pusnic acum, nu are nevoie să-l găsească cineva. Are nevoie de rugăciune înaltă. Au, eu am trăit și eu oleacă 9 ani și 7 luni pe munte. Stie mila Domnului. Dar n-ai voie să spui semnele și cât ai pătut și cât ai avut. E un semn de minune, că țara aceasta a avut și are sfinți, mai are sfinți, sunt și acum sfinți. Știm o sfântă care, nu vreau să o nominalizez, dar hai să-i spunem numele, Ecaterina, care trăiește undeva în munți. Nu am văzut-o în față, către față, dar trimite-mă un preot să o împărtășească din când în când. Îți spune și cum te cheamă, îți spune și cele ce vor să fie. E o femeie, n-a văzut... N-a avut familie în viață, tatăl ei a murit, ea a rămas singură și stă undeva într-un bordei în pădure și se roagă lui Dumnezeu cu mâinile înălțate la cer. Atâta pot să spun despre ea și sunt sfinți și de azi încolo. România mai are sfinți. Mie mi-a plăcut mult în pădure. Cât e de lung Tarcău, mă duceam în gura Tarcăului, luam câte două pândici în mari și mergeam ca cum merge fumătorul cu țigara în gură, mergeam mâncând. De-a lungul linii. Da. Nu mi-a plăcut lumea. Cât ați stat în munte? Apensam 20 de ani. 20 de ani am de când stau în locuința asta, unde sunt acum, acolo. Numai impost și rugăciune? Da, da. Apoi da, dacă ești în mănăstire, trebuie să faci o leg de rânduială, deosebit față de lume. Vă gândiți la oameni, la cei care au nevoie de dumneavoastră? Da, da. Care are nevoie de rugăciuni, faci pomenic și noi îl pomenim sau dăm la pomenit la altare. Acum și rugăciunea asta, pomenirea, merge în obștie. Da. Ce credeți că îi trebuie omul ca să ajungă să vorbească Dumnezeu direct cu el? Să vorbească cu Dumnezeu direct? Doamnă, în primul rând, eu șeri Dumnezeu curățenia trupului. Dacă nu are curățenie, nu se poate apropie de sfințenie. Da. Și că asta e mare lucru. Și a doilea este rugăciunea. Rugăciunea zi și noapte. Nu te apropie nimeni de Dumnezeu decât rugăciunea.
Eu am avut și eu rugăciunea inimii, asta nu poate să o aibă fiecare, și eu am avut-o. Și ca să vă spun drept, am pierdut-o, pentru nițepnișirii mele, așa. Dar când ești în contact cu Duhul Sfânt, tu numai stai așa și îți roagă Duhul Sfânt pentru tine. Dar te rogi cu inima. Da. Că omoară, dacă ai pus coraua, mai mergi singur de acum aici și fără tine. Ce-i trebuie unui om pentru ca să vorbească cu Dumnezeu? Ca să ajungi până acolo, e greu, Doamne, dacă încearcă toată lumea așa ceva. Dar zici când mă unul la 10.000 dacă ajunge. Adică care e ales de Dumnezeu. Da. Și mă ta poate ești aleasă, că te îndeamnă cuște acolo, la curățirea sufletului. Nimeni nu te curță așa de bine decât rugăciunea. Da. Ca cum spelma ta o rufă, ca să numeroasă, ca să fie curat, așa rugăciunea șlepuiește sufletul omului. Da. Iar în puternicirea rugăciunii, de la Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu, așa coboară inima lui. Da. Și cum e coboară Dumnezeu rugăciunea? După smerenia Lui. Smerenie, smerenie și iar smerenie. Da. Înălțarea a fost întotdeauna urâtă lui Dumnezeu. Vezi, mă tare, că Dumnezeu toate le-a făcut. Dar are pretenții la om. De ce are pretenții? Fiindcă la nimeni nu a dat și i-a dat omul. Da. O lua din, ca cum dă o mamă, alăptează un prunc și îi dă viață cu lapte din cheptul ei, așa ne-a dat viață Dumnezeu. Da. Că a turnat Duhul Sfânt peste om. Și de acum înainte, dacă a turnat Duhul Sfânt și l-a făcut pe om să vorbească, să știi să laude pe Dumnezeu. Noi cu lumea asta nu mai avem treabă, să avem treabă numai cu Dumnezeu. Când a venit cineva la Mântuitor, i-a întrebat, ce să fac, Doamne, să mă mântuiesc? Și a zis Mântuitorul, păzești cele 10 porunci. Da, să-i vezi pe Domnul Dumnezeu tău din tot inima ta, din tot cultul, din tot sufletul. Iar aproapele tău, ca însuși pe tine. Dacă tai de aici mă doare, tai de aici mă doare, tai de aici mă doare, să mă doară inima după mă tale. Ca să, da, că dacă ar fi durerea asta și dragostea asta între om și om, nu s-ar face atâtea umoruri. Uite, la mă tale cade, presupun un caz, cade 1.000.000 de lei din buzunar. Eu, dacă te iubesc pe matare, fugă mare pe zis în apușa lui altul și uite, Doamne, la mata o căzut, ia te rog, Doamne, dacă, fiindcă te iubesc. Dacă nu te iubesc, pun piciorul pe ei. Așa, cu chip că omul e prost, nu știe. Vezi cum se înțeleg lucrurile? Și datoria sfântă avem, a nu face rău și a face mai bine cât poți. Da. Deci noi căluguri nu avem voie să bajucurim, nu avem voie să înjurăm pe nimeni, nu avem voie nici așa măcar să dai la un copil că el se sperie și tu te faci vinovat înaintea lui Dumnezeu. Da. Asta vrea Dumnezeu, bucurii și pace între om și om, dragoste, da. Du-te, mă tale, unde te duci până la marginea pământului, dacă nu ai dragoste, nimica nu ești. Da. Să iubești aproapele ca alții pe tine. Da. Asta ne-a ținut și pe noi. Din ne-a ajutat. Da.